Dumneavoastră. Mă bucur că Domnul Iisus ne-a dat această prioritate, lăudat să fie numele Domnului. Amin. Și în seara aceasta am dorit ca toți să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Amin. Fie prin cântare, fie prin predică, toți să-L lăudăm pe Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Amin. Aș dori să vă mulțumesc în numele Domnului că v-ați rugat pentru familia mea, când a fost în probleme și strânturare. Știu că fratele Zanfir v-a anunțat, Domnul să-L binecuvinteze. Amin. Așa este, am trecut printr-o problemă, dar Domnul care, El nu stă nepăsător față, e Cel care îi slujește, El a intervenit și ne-a ajutat. Lăudați să fie Domnul. Amin. Spuneam și fratele Gheorghe, Domnul să-L binecuvinteze, căci ar vrea să și mărturisesc într-o mică parte cum Dumnezeu a lucrat și ar vrea să vorbesc și din cuvântul lui Dumnezeu un pic. Am vrea să fim cât mai operativi, că am înțeles că am pe la 6:30 vă vine și animalele și doriți să mergeți acasă. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Mi-a fost dor de dumneavoastră, n-am fost de mult pe aici și zic Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Domnul Iisus a dat o poruncă și îți spune în felul următor. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Îmi place așa de mult când Domnul spune, iubiți-vă unii pe alții. Și iubirea și-a arătat Domnul față de noi. Acolo privim prin ochii de credință în dialogul Golgota, unde sângele Lui o curs pe străzile Ierusalimului pentru mine și pentru tine. Chiar dimineața aveam așa o imagine acolo la Golgota, eram la cină la Maranata și așa aveam o imagine și spuneam, Doamne, cât ai suferit Tu pentru noi, slăvit să fie numele Domnului. Cu cât că nu era meritul Lui. Și meritul nostru era. Dar El a murit pentru păcatul nostru. Lăudat să fie Domnul. Amin. Și să merită să-L slujim aici, clipe, momente, nu știm cât pe acest pământ. Dar știm că vom trăi o veșnicie cu Domnul Iisus. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin.